În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Bucură-te, cea plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Mesaj în esență, mesaj divin, unire între cer și pământ, pace între cer și pământ, bucurie între cer și pământ și Duhul Sfânt între cer și pământ. Deci iată câte lucruri s-au realizat prin ce? Pacea și bucuria vin din Duhul Sfânt. Așa cum am citit în capitolul 1 al Facerii, am găsit consemnat. Și tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui, dar el îți va înțepa călcâiul, dar sămânța ta va zdrobi capul lui. Deci, iată, prorocia, dacă vreți, sau dacă vreți, mărturia de la începutul Sfintelor Scripturi, de la greșeala adamică, revărsată astăzi în toată splendoarea și în toată frumusețea. Vă închipuiți câtă bucurie duhovnicească putea să pătrundă sau să parcurgă teologic și mental Eva acolo în străfundurile iadului, în latura celor vii, în sânul lui Avram, văzând că strănepoata ei se împacă cu cerul și cine avea să fie mama lui Dumnezeu. Deci, avem trei feluri de mame. Mame după trup, care nasc copii, pot fi și vagabonți și buni. Avem mame duhovnicești, adică cei care ne cresc pe calea spirituală. Și avem mamă biserica, pentru că așa spune și Scriptura și învățătura Sfinților Părinți. Nu ai biserica de mamă, nu-L ai pe Dumnezeu de tată. Deci cel din tâi lucru, trebuie să punem astăzi accent pe ce? Pe mama cea duhovnicească biserica, dar și pe chipul ei umbros. Bucură-te, Fecioară Sfințită și Rai Cuvântător, în același timp, și bucură-te, Biserică Sfințită și Cuvântătoare, pentru că pe tine astăzi Tatăl te-a ales să fii mireasa Lui, Maica Fiului și Biserica Duhului Sfânt, Sfântul Ioan Damaschin. Așa cum ați auzit în Evanghelie, deci nu este nevoie pentru cei care ați călătorit vreodată la Ierusalim, vă aduceți aminte că chiar în orașul la Nazaret este Dita-i Domul, cred că este catolic sau francescan, nu știu exact ce confesiune, dar sigur este de rit apusean. Și să văd acolo ruinile unei căsuțe mici de piatră, locul din Nazaret unde Fecioara Maria a primit vestea Îngerului și mai frumos, că doar la câțiva pași, este o biserică cu un izvoraș, izvorul Maicii Domnului, unde este și o icoană frumoasă în care Mântuitorul este arătat în pântecele Fecioarei Maria cum s-a întrupat. Și aici, ca să înțelegeți câteva minuni mărunte, dar esențiale, trebuie să știți un singur lucru. În Jertfă și Răscumpărare, Cartea Părintelui Galeriu, este dată o explicațiune din aceasta mai pe înțelesul nostru, cum a avut loc întruparea. Mai întâi să o privim cum este cântată în Scripturi. Taina cea din veac ascunsă și de îngeri neștiută. Vedeți, îngerii n-au cunoscut taina. Ne dăm seama că îngerii erau în afara tainei prin două lucruri. Chiar îngerul care vine, în fața Fecioarei Maria, spune, mă spăimântez a strigație, bucură-te mireasă pururea Fecioară. Mireasă pururea Fecioară. Rămâne mirat îngerul. Cum poate o mireasă care va cunoaște pe mirele său să rămână Fecioară? Un alt semn. Deci este taina din veac ascunsă și de îngeri neștiute. La vremea când Ioachim și Ana, cine este Ioachim și Ana? Mama și tata Maicii Domnului. Ce ar trebui să fie lămurit aici pentru mintea voastră? Sunt două lucruri frumoase și nesemnificative la vedere, dar semnificative ca esență. Ce știm noi despre Maica Domnului? Ce se spune despre Iisus, e fiul lui David? Deci vine de pe neamul și speța împăratului David. Pentru că a fost cântat Iisus
A fost cântat Iisus și acest praznic în psalmii lui David, când stătea așa din când în când și păștea oile, sau când îi permitea timpul, lua harpa sau psaltirea acea lăută frumoasă, un fel cu strune, și mai zicea câte un psalm. Și știți ce a spus într-o zi? Ascultă, fică, și vezi, și pleacă urechea ta, și uită poporul tău și casa părintelui tău, că a poftit împăratul frumusețea ta. Și spune mai departe David, limba mea este trestea scriitorului ce scrie iscusit de ce era insuflat de Duhul Sfânt. Și ce spunea? Stătuta împărăteasa de-a dreapta în haine de aur, prea înfrumusețată și în haine de aur și în lanțuri împodobite, adică virtuțile. Și de ce lucrul ăsta? Ca să se înțeleagă că locul Maicii Domnului este lângă Dumnezeul Ceresc, care a ales-o mamă suvremă. Și ce întâlnim aici? Întâlnim două elemente simple și banale. Cine e Iosif? E tatăl lui Iisus? Nu. Noi știm pe Iosif. Știm noi cine este Iisus. Fiul Mariei și al lui Iosif din Nazaret, teslarul, spune Evanghelia. Deci nu-l cunoșteau. N-aveau cum să-l cunoască. Îl considerau un om de rând. Dar el venea din neamul lui David. Și pe ce principiu? Pe ambele principii venea. Întâi că Ioachim și Ana, unul venea pe neam împărătesc și unul pe neam arhieresc. Dar pentru că la femeie, în momentul în care ești moștenitor în Vechiul Testament, nu mai ai dreptul de a purta speța mai departe, dar în schimb ai dreptul să faci ceva. Ce? Fiind unic moștenitor, chiar dacă ești parte femeiască, ți se dă dreptul prin căsătorie să iei din speța neamului tău să duci neamul mai departe. Și iată cum Fecioara Maria, care deși vine prin Ioachim și Ana pe linia lui David, dar la ea se întrerupe speța și femeia nu mai contează, tocmai ea vine și se logodește cu Iosif și ce face? Intră pentru Hristos de a-l duce pe neamul davidic și pe linia davidică până în punctul în care apare împărat. Și ce fel de împărat? Al cerului și al pământului. Din tată mai înainte de toți vecii și din mamă suvremă. Și în momentul în care vine momentul să se nască această Fecioară Maria, că aici am rămas cu discuția, Ioachim și Ana spun un cuvânt foarte greu de pronunțat în zilele noastre. Orice odraslă vom naște, o vom da bisericii. Și bineînțeles că au dus-o cu alai la trei anișori, cu fetițe, cu făclii, cu lumânări, cântând și dansând, cum era legea Vechiului Testament, până la templul lui Solomon. Era deja al doilea templu, cel reconstituit de Zorobabel. Și spune în cântările de la strană, nu-i de la mine. Așa spune în octoihurile lui Roman Melodo, lui Ioan Damaschin și cei care au scris cântări la Maica Domnului. Ca o porumbiță în zbor a urcat treptele templului Solomon și s-a oprit în brațele arhiereului care a dus-o în Sfânta Sfintelor. După legea veche vă dați seama că în primul rând acolo intra arhiereu o singură dată pe an, și intra cu jertfă de sânge până la coarnele altarului să spele păcatele credincioșilor și ale poporului, a iudeilor, ale poporului, pentru că erau jertfe și în cort, și în afara cortului, și în tabără, și în afara taberei, depinde de greutatea păcatului. Dar cu atât mai mult să bage o copiliță în Sfânta Sfintelor. Bineînțeles că ar fi bulversat toată opinia, dar toată lumea știa că Zaharia este proroc și că ceea ce face nu greșește. Toată lumea știa că este om ales de Dumnezeu și ceea ce el slujește nu este o întâmplare. Și mai ales de faptul că avea o trăire și o viață foarte morală, de aceea și slujea de rând la templu și era recunoscut și respectat, pentru că și el purta aceleași rugăciuni și aceeași supărare pe care o avuse Ioachim și Ana de a fi nerodnici de prunci. Deci Ioachim și Ana erau sterbi și au născut pe Maica Domnului, dar în același timp Zaharia și Elisabeta, la fel sterbi fiind și prin multă rugăciune cu semn de la Dumnezeu, l-au născut pe prorocul și botezătorul Ioan. În momentul în care Fecioara ajunge în Sfânta Sfintelor, stă până la 15 de ani, aproximativ 14-15 ani, stă în Sfânta Sfintelor unde învață scripturile, învață să se roage,
învață legile Vechiului Testament, coase, brodează și așa mai departe, ce mai vreți, ce spune Simeon Metafrastul în Prologe și Învețile Sfinților. Dar dincolo de toate acestea, una din rugăciunile pe care o făcea Maica Domnului în templu, știți care era, spune Ioan Damaschin. Se ruga, citind că o fecioară va lua în pântece, cum spune profetul Isaia, mai înainte de alți profeți, și va naște prung, poate o va învrednici Dumnezeu măcar să fie slujitoare acelei femei alese care îl va naște pe Iisus. Deci neștiind că ea este aceea. Deci până unde a mers smerenia roabei sale, că așa spune Scriptura, și a căutat spre smerenia roabei sale. Deci sunt cuvintele Maicii Domnului care le spune în fața verișoarei sale Elisabeta când se duce la munte și se întâlnește și se îmbrățișează. Că mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt este numele Lui. Deci iată ce frumos. Dar mai mult decât atâta, dincolo de asta, Fecioara vedea ceea ce nu vedem noi. Cerurile și comunica cu lumea de dincolo prin faptul că îngerul venea permanent și o hrănea cu mană. Era simbolul hranei din pustie cu care au fost hrăniți iudeii ca neam ales de Dumnezeu. Și era ca o hrană sacră pentru curățirea minții, pentru că așa spune Ioan Damaschinul în Cântări. Tu cea aleasă între femei cu minte heruvimicească, adică cu ochi mulți înțeleaptă și gândire serafimicească, permanent încălzită de rugăciune. Știți că în rugăciunile înalte omul se transpune, iese din spațiu biologic și mintea străbate cerurile și ajungem la extaz, uimire, vedere, răpire, etc. Și de ce vă spun lucrurile astea? Ca să înțelegeți că nu avem de-a face cu o persoană, cum sunt anumite fițoase de fete din zilele noastre, care dacă o scol de dimineață să meargă la biserică, să întinde și lene să sară din pat, sau nu-și face pravila, sau nu-și face canonul, sau nu are treabă cu postul. Deci n-a ales Hristos să stea într-un trup fără Duh. Deci noi suntem oameni uneori lipsiți de Duh. Și spunem Sfânta Scriptură, nu va fi Duhul meu peste oamenii aceștia. Deci referindu-se la cei din vremea potopului care făceau toate fără de legere. Dar tot psalmistul David, știind lucrul ăsta, mereu se roagă și spune de două ori, Duhul tău cel bun nu-l lua de la mine. Iată ce frumos. Duhul tău cel bun nu-l lua de la mine. De ce? Pentru că este și un duh rău care vine la noi. Duhul trândăvii, a iubirii de multe, a grăirii din deșert, nu mi-l da mie. Iar Duhul curăției, a dragostei, a răbdării, a smerenie, dă-mi-l mie slugii tale. Deci iată ce frumos. Vedeți cum se împart duhurile pe categorii. Ei, în Fecioara Maria nu se sălășlea asemenea fel de duhuri a mândriei sau înălțării minții, ci odihnea Duhul Păcii Sfinte, Duhul lui Hristos. Duhul lui Dumnezeu, aici cuvântul Tatălui nu era întrupat. Și de ce spun lucrul acesta? În clipa în care Arhanghelul a apărut în fața ei, trebuie să ținem cont că aici se interpun două lumi. Una văzută și una nevăzută. Acum noi putem cădea în două extreme. Unii ar putea să spună cine era de față și a văzut aceasta. Tocmai asta e taina. A fost vizibilă și posibilă vederea îngerului tocmai de cei prezenți acolo care erau la Nazaret la vremea respectivă, că nu era pustiu, ca să vadă convorbirea cu îngerul și să confirme că așa a fost. Și de unde știm noi că așa a fost? Cineva nu era de față acolo când s-a întâmplat lucrul respectiv. Iosif. Și de unde știm lucrul ăsta? Când a văzut că pântecele Fecioarei Maria crește, a intrat la bănuieli. Totuși eu am fost cinstit, am fost om moral, am fost om corect, am fost drept cu ea. Cum poate fi aceasta? Și a vrut să o lase nascut. Și atunci s-a arătat îngerul. Care e înger? Putea să vină un înger așa, l-am dat la de sus, unul care n-avea treabă, stai Iosif, uite cât îți povestesc eu că am văzut ceva, nu? Era chiar îngerul care a vestit Fecioarei Maria lucrul respectiv și era singurul care cunoștea taina. Dar trimis de Dumnezeu,
I-a spus Iosife, nu te teme. Iată ce frumos. Întotdeauna când ai o incertitudine în minte, te temi. Când nu te temi, de la Dumnezeu părerea sau ideea pe care vrei să o faci. Când ai teamă și frică, deci nu e de la Dumnezeu. Și primul lucru care i-a cerut, i-a cerut aceasta. Nu te teme. A lua la tine pe Maria. Ceea ce este în ea este de la Duhul Sfânt. Deci iată semnul din cer că ceea ce s-a spus este adevărat și ceea ce s-a petrecut azi nu e o minciună. Dar ce întâlnim aici? Întâlnim de data aceasta două minți, una îngerească și una pământească. Dar se pare că pe cât e de iscusită mintea îngerească, pentru că sunt duhuri slujitoare de Dumnezeu, avem de-a face și cu o minte slujitoare pământească tot lui Dumnezeu. De unde știm lucrul acesta? Avem antiteza. În momentul în care șarpele a venit la pom să ispitească pe Adam, femeia ce a făcut? Gură spartă. S-a și dus și a spus. A spus Dumnezeu, dacă gustăm din pomul ăsta, murim. Nu trebuia să-i spună. N-avea ce discuta cu el. Era același fenomen care se întâmpla în casa ta. Tu pleci de acasă și spui copiilor, stați cu minți, că eu într-o oră mă întorc la magazin. Și ei intră un hoț în casă și copiii spun, mama ține bani acolo, bijuteriile acolo, geanta acolo. E același lucru. Deci dezvăluirea secretului casei. Și atunci, ce s-a întâmplat? Satana a strecurat îndoiala morții prin înțelepciunea lui heruvimicească, că era heruvim, și a spus, nu, 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 dacă mâncați, sunteți ca Dumnezeu. Iată că de data aceasta Fecioara Maria nu își însușește această calitate pe care o merită. Și se adresează îngerului cu un cuvânt destul de categoric, este consemnat și în Evanghelie. De ce îmi vorbești mie de zămislire când eu nu știu de bărbat? Scrie negru pe alb în Evanghelie. Și atunci îngerul îi dă explicația. Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Deci iată ce frumos. Aceasta este esența tainii. Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. Hai să vedem ce înseamnă să vină și ce înseamnă să umbrească. Când vine Duhul Sfânt peste om? La botez. Când vine Duhul Sfânt peste om? Când se spovedește. Când vine Duhul Sfânt peste om? Când se împărtășește. Când vine Duhul Sfânt peste om? Când se cunune. Când vine Duhul Sfânt peste om? Când vine la Sfântul Maslu și înghite ulei sfințit. Când vine Duhul Sfânt peste om? Când îl pecetluiește cu marele mir. Când vine Duhul Sfânt peste om? Când își plânge păcatele și se căiește cu amar, milă voiesc și nu jertfă. Dar când îl umbrește Duhul Sfânt pe om? Și acum pătrundem în Sfânta Scriptură, tot a Vechiului Testament, că e cea mai frumoasă, că e tot ce s-a petrecut aici în Vechiul Testament. Și găsim așa un diavol care colindă și străbate cerul și pământul și vine înaintea lui Dumnezeu în chip viclean și spune așa, Doamne, om ca robul tău Iov, n-am văzut, dar știi de ce te iubește Iov pe tine? Pentru că tu i-ai dat averi și putere și moșii și de toate și de asta te cinstește. Și atunci Dumnezeu i-a spus așa, bine, du-te, ia-i averile, du-te, ia-i moșiile, du-te, ia-i dobitoacele, tot ce vrei tu, să vedem dacă e așa cum spui. Dumnezeu a tăcut, l-a lăsat pe dracu să plece în treaba lui. A mai dat ăsta o raită cu coada pe pământ, a întors lucrurile pe dos și s-a întors cu coada între picioare, smerit și a zis așa, Doamne, dar mai e un lucru, le-ai îngrădit cu darul tău. Auziți, că le-ai îngrădit cu darul tău. Și atunci i-a spus Dumnezeu, bine, dacă le-am îngrădit cu darul meu, îți mai dau o dezlegare. Du-te și atinge-te de el, dar de sufletul lui să nu te atingi. Deci asta este umbrirea Duhului Sfânt. Deci, indiferent ce rău ar fi asupra ta, indiferent ce primești, ce necaz, ce durere, ce încercare, dacă Duhul Sfânt te ocrotește, dacă Duhul Sfânt te ocrotește, tu ești izbăvit. Când scriam pomelnice merguri la Sfântul Maslu, am auzit o discuție paralelă între, nu știu cine o spunea.
că acolo unde a fost accidentul cu multe mașini sparte, un băiat care vine la biserică și e credincios, chiar acolo parcase și el în preajma accidentului. Dar în clipa când s-a pregătit să parcheze, unul și-a scos mașina și a lăsat loc pe dreapta și a intrat el. Și la un minut a avut loc accidentul. Iar în locul lui a venit cel pe care l-a strivit, respectiva motorișcă, și l-a fărâmat, l-a omorât. Și el își spunea în gândul lui, zice, uite cum m-a ferit pe mine Dumnezeu, acolo e Duhul Sfânt, acolo te umbrește Dumnezeu. De aceea vezi un om operat cu cele mai grele operații și întreg, de aceea vezi un om trecut prin cele mai mari necazuri și întreg, de aceea vezi un om trecut prin cele mai mari încercări și întreg, pentru că este acoperit de Duhul Sfânt. Deci asta înseamnă acoperirea Duhului Sfânt. Când toate cărămizile pică pe lângă tine și niciuna nu pică în cap. Și de ce vă spun lucrul acesta? Când Duhul Sfânt se ia de la noi, deci unul mergea pe stradă, nu știu cine era el, și s-a desprins o bucată de plafon de la bloc sau ce are tencuială și a venit în cap și l-a omorât. Nu era Duhul Sfânt cu el? Poate că era, că l-avea de la botez, dar nu era acoperit de Duhul Sfânt. Deci vedeți? Această acoperire pe care a avut-o Fecioara Maria de la Duhul Sfânt se reflectă în cu totul altă problemă și o vom înțelege într-un minut. 1. Să te măriți la 15 ani cu un bătrân de aproape 80 de ani, că atât avea dreptul Iosif, să nu aveți impresia că și-a luat un ficior de ăsta sprâncenat la 16 ani. Nu. Dreptul Iosif mai fusese căsătorit odată, rămăsese văduv, avea și 4 copii din căsătoria anterioară, de care tot latră sectarii că-s frații lui Iisus, deci de fapt ei sunt un fel de verișori și frați vitregi, cum ar fi. Și el era drept și temător de Dumnezeu, dar când a venit vremea să o ia pe Fecioara Maria, nu s-a căsătorit așa, sunteți ahăriacată și mie unul. Nu. S-au pus toiegele de la cei mai aleși bărbați din 12 seminții la sicriul legii, la cortul mărturiei, la Sfânta Sfintelor. Și a cărui toiag va odrăsli acela să fie? Și a cui toiag a odrăslit? Din neamul lui Iuda, prin scaunul lui David, al lui Iosif. Că așa se spune. Sceptru din Iuda și stea din Iacov. De ce lucrul ăsta? Că trebuia să se respecte prorociile Vechiului Testament. Și-a luat-o Iosif cu descoperire de soție, de logodnică propriu-zis, dar în fața umanității era soția lui Iosif. Dar ce găsim aici? Alt lucru important. Găsim o femeie însărcinată, în plin adulter, dacă stăm să gândim după legea Vechiului Testament, care la orice moment putea fi ucisă cu pietre. Puteau să o pună în mijlocul adunării și să arunce cu piatra în ea. Dar când a fost să fie clipa catastrofală pe care Fecioara n-a gândit-o, și de ce n-a gândit-o? Că a fost acoperită de Duhul Sfânt. Care a fost mărturia acestei acoperiri? S-a adresat categoric îngerului și i-a zis, de ce îmi vestești mie zămislire când nu știu de nuntă? Deci s-a justificat, sunt curată, sunt fecioară. 2. El i-a spus, puterea celui preanalt va veni peste tine, Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea celui preanalt te va umbli. A mai pus o întrebare, nu e o înșelare ca a Evei oarecând? Deci vedeți ce înseamnă smerenia? S-a și dus cu mintea la cele înalte cugetări. Dom'le, dar dacă e o înșelare, cum a căzut Eva, strămoașa vechiului nostru popor în Vechiul Testament, la începutul lumii, și a fost înșelată tot de diavol. Și atunci îngerul a spus, mă spăimântez, a strigat, o taină care mă depășește, nu mai îmi cere explicații, de aici încolo nu am dreptul să vorbesc, bucură-te cea plină de dar, Domnul este cu tine. Care a fost răspunsul Fecioarei Maria? Ce bine că m-a ales, a picat sorții pe mine, nu? Iată roaba Domnului. Deci, din vas ales al Duhului Sfânt, din umbrită de Duhul Sfânt, ea se vede deodată roabă.
Ce înseamnă roaba? Bona, femeia de servici, măturătoarea din birou, cea care îți spală rufele, cea care îți calcă în baie, și pe vremea mai de demult roabă era sclavul pe care îl cumpărai și puteai să dispuneai de el ca de un animal. Vrea îl vindeai, vrea îl puneai să care lemne, vrea îl puneai să spargă piatră, n-avea nicio treabă. Deci iată roaba, dar nu orice roabă de data aceasta. Vezi, așa îi se adresează și Elisabetei, că a căutat spre smerenia roabei sale. Deci ce fel de roabă? Roaba lui Dumnezeu. De aceea ne scrim noi foarte infatuos pe morminte când murim. Aici odihnește robul lui Dumnezeu, Ion, Vasile, Ilie, Maria. Dau ar Domnul să fie așa, dar noi rămânem rob la nivel de text, nu de fapte. Dar aici avem de-a face cu un rob la nivel de fapte. Iată roaba Domnului. Și aici se rupe puternic Scriptura în două și se creează o nouă lume. Fie mie după cuvântul tău. Unde mai întâlnim acest cuvânt fie, care înseamnă a exista, a crea, a naște? Îl găsim tot în Vechiul Testament. Să fie lumină, să fie luminători, să fie stele, să fie pom, să fie apă, să fie uscat, să fie ierburi, să fie păsări, să fie pești, să fie dobitoace. Ce este un act al creației. Ce face Fecioara prin acest cuvânt? Restaurează omul căzut. Prin ce? Prin Iisus Hristos. Și cartea se numește Iisus Hristos sau Restaurarea omului. O găsim la Dumitru Stăniloae. Citiți-o că e frumoasă. Și babile pot să o citească. Scapă de bârfă dacă citesc. De ce vă spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți un lucru mai important. În clipa în care Fecioara a spus cuvântul fie, din clipa aceea ea a îndeplinit multiple calități, dar trei de bază. Spicnea arat. Adică ea e paiul care poartă pe Hristos, pâinea cea veșnică. Porumbița cea de taină. Deci ea este porumbița lui Noe, curățenia întruchipată a Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, când a venit, s-a arătat în chip ca de porumbel. Deci peste ea era întreg porumbelul, nu mai era vorba chip de porumbel, era chiar Duhul Sfânt. Ce este ea? Scara lui Iacov. Este virtutea care a umplut cerul de virtuți. Adică toate darurile care s-au putut proslăvi au coborât cu îngerii din cer spre Fecioara Maria și în același drum o însoțeau gândurile și mintea Fecioarei Maria până la cer în ceea ce urca la tronul lui Dumnezeu. Ce urca la tronul lui Dumnezeu? Sămânța umană spurcată prin neascultarea Evei și chinuită de diavolul care ne dăruise moarte veșnică și iad veșnic. Și în același timp și nemântuire, pentru că eram în robia diavolului. Dar ce mai găsim aici? O găsim pe Fecioara Maria, cum spune Ilie Miniat, și asta îmi place întotdeauna să spun, e o frază pe care impecabil a gândit-o acest episcop de Calavitria, care a fost unul din mari trăitori și gânditori creștini la adresa Maicii Domnului, a scris o întreagă carte de panegirice și a fost folosită mai târziu de Sandu Tudor în Rugul Aprins, o folosește ca stih. Și începe, cine este aceasta frumoasă ca zorile și curată ca dimineața? De ce folosește lumina zorilor? Înainte de a răsări soarele, ați văzut că cerul e ca o cupolă albastră. Acel albastru sau azurul respectiv este lumina necreată afacerii. Este de fapt lumina taborică concentrată toată în soare, pe care noi nu mai merităm să o primim așa cum o vrem noi, ci o primim atunci când o vrea Dumnezeu. Pentru că înainte de a fi lumina soarelui, luminătorul care ne hrănește cu căldură și cu raze și cu putere, el la respectivul moment n-avea încă această ascultare, ci lumina era creată de Dumnezeu și a zis Dumnezeu să fie lumină. Și lumina a fost, dar noi nu știm ce fel de lumină. Iată că Fecioara Maria este acest izvor de lumină, curată ca zorile. Și spune și cine este aceasta frumoasă ca dimineața. De ce este frumoasă dimineața? Când te scoli în răcoarea dimineții și răsar primele raze de soare, toate picăturile de rouă sunt ca diamantele, strălucesc în lumina soarelui. Ei, Maica Domnului, acea haină a smereniei
era ca o haină de perle și de diamante, așa cum le vezi dimineața cu ochiul liber în razele soarelui, licărind în picăturile de o proaspătă. Și apoi spune, curate ca zorile, frumoasă ca dimineața. Aceasta este împărăteasa rugăciunii. Deci, de ce îi spune împărăteasa rugăciunii? Dacă deschidem Filocalia, ce găsim scris despre rugăciune? Împărăteasa tuturor faptelor bune. Auzi, asta e rugăciunea. Cu nimic poți să-i duci lui Dumnezeu munți de aur, poți să-i cari colaci cu vagoanele, poți să-i faci mătănii până ți se rog genunchii, dar dacă nu-i faci rugăciune, nu l-ai biruit. El vrea rugăciune, e gelos, e mort de rugăciune. Vrea doar rugăciune. Și de aceea spune, nimic nu poate fi înlocuit înaintea lui Dumnezeu în locul rugăciunii. De aia este numită împărăteasa faptelor bune. Împărăteasa rugăciunii, și acum vine și spune invers, rugăciunea întrupată. De ce? Să ai permanent în minte și în inimă această rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul sau păcătoasă. Neîncetat vă rugați, pururea lauda Lui în gura mea, în tot locul stăpânirii Lui binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Din adâncul i-am strigat către Tine, Doamne, auzi glasul meu, să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâie înaintea Ta. Și l-am înălțat pe Domnul sub limba mea, strigata din suspinarea inimii mele. După aceea, este în tot locul stăpânirii Lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Adică n-ai loc unde să nu te rogi, să spui, a, mi-am suflat nasul și eram la restaurant. Și cine te obligă în timp ce tai friptura cu lingura să spui, Doamne Iisuse, cu mintea? Deci aceasta este Maica Domnului. Izvorul rugăciunii, Hristos s-a întrupat în ea, iar ea este izvor de rugăciune. Deci de aceea acel stih a rămas fără margine și este folosit în rugul aprins, împărăteasa rugăciunii, rugăciunea întrupată. Deci, ceea ce a primit Maica Domnului n-a primit ca o distinție, ci a primit ca un dar al smereniei și străduinței sufletești și noi ne rugăm așa creștinii. Doamne, ajută-mă să mă mântuiesc. Doamne, ajută-mă să rezolv o problemă. Ea n-a spus așa. Nu. Ea pur și simplu se ruga Dumnezeului Cerului să o miluiască, dar nu știa pentru ce. Era în templu, era ascultătoarea, slujitoarea legii lui Dumnezeu, era slujitoarea templului lui Solomon, acolo la camera fecioarelor. Deci da, nu se ruga ea, Doamne ajută-mă să fiu eu Fecioara Maria, Doamne ajută-mă să-L nasc eu pe Iisus. Nici vorbă. Noi suntem negustori cu Dumnezeu. Vrem tot un schimb. Facem un parastas că vrem un mor din iad, facem un achiasmă că vrem să-l fugărim pe dracu din casă, citim un acatist ca să ne dea 10% din salar, citim o psaltire ca să dea judecătorul o sentință corectă la tribunal, citim o catismă ca să nu întârziem la tramvai. Deci avem multiple preocupări. La ea nu era așa ceva. Deci era o rugăciune care nu cerea nimic. Aia e marea taină, să te rogi fără să ceri nimic. Pentru că rugăciunea se împarte în trei. De laudă, de slavoslovie, care e tot o laudă, adică de înălțarea lui Dumnezeu, sau de mulțumire, îi se mai spune, și de cerere. Dar cererea noastră, care este preocuparea omului? Care este preocuparea omului cea mai mare? Preocuparea cea mai mare a omului este mântuirea sufletului. Și atunci, ce spune psalmistul David ca să poată să-L îmblânzească pe Dumnezeu? Are o vorbă foarte frumoasă. De cele străine, ferește pe robul tău. Adică sunt păcate pe care noi nici nu știm că le-am greșit, poate nu ne-am dat seama. Ai jignit, ai insultat, ai respins, ai fost rece, ai fost dur, ai fost aspru, ai fost acru, n-ai avut bună dispoziție să nasc. Deci sunt inerente. Noi ne-am învățat așa ca măscăricii să ne zâmbim unii la alții, dar noi nu simțim nimic unul pentru altul, suntem reci, străini pe pământ. Dacă acum unul își rupe gâtul și unul îi dă în cap, celălalt se uită cum îi se dă în cap, nu spune, lasă-l bă că-i capul lui. Deci un tramvai pe stradă, oriunde îi vrea, deci nu mai este acel simț interior. Dom'le, omul ăsta suferă, are nevoie de o vorbă bună, dar dacă o spui sincer, ea chiar să fie vorbă bună. Adică v-am spus,
Asta nu iubește Dumnezeu la ortodox, falsitatea. Deci Fecioara Maria n-a avut această calitate, falsitatea. Și ce înseamnă falsitatea? Falsitatea înseamnă următorul lucru. Vine cineva și spune, uite, am un necaz. Vai, săracul, ăla face doi pași, tu, ce bine mă pare, las că așa-i trebuie. Deci a rezolvat problema, a etichetat, a rezolvat cazul. Deci, aia urăște Dumnezeu. Și știți care e marea dramă? Că pentru acest stil de viață, Dumnezeu a rânduit un secret. Noi nu ne dăm seama. Unul văzut și unul nevăzut. Spune așa, faceți oamenilor ce doriți să vă facă ei vouă. Ați observat că sunt oameni care din respect și din fire sunt întotdeauna bun om. N-ai cu ce să-l jignești, n-ai cu ce să-l superi, nu-ți dă prilejul acesta. Sunt oameni care vor să nu jignească, dar nu pot, așa e stilul. Deci până nu faci un rău, nu se simte bine. Și ăsta e un gen de oameni. Și sunt oameni care își doresc să facă rău. Și slavă lui Dumnezeu că astfel de soi de iude circulă din ce în ce mai mult pe pământ și chiar nu se termină, se mulțesc. Și aici trebuie să avem mare grijă, că știți care e treaba? Tot în Scriptură scrie, nu dați mărgăritarele la porci și la câini, că dacă se vor întoarce, tot pe voi o să vă rupă. Adică, noi împărțim potire de împărtășanie, împărțim potire de sfinte și în postul ăsta și în postul ălalt și în postul ălalt și în postul ălalt și în postul ălalt. Dar ce constatăm? Răutățile sunt la fel, procesele sunt în vogă, dușmăniile sunt în vogă, răutățile sunt în vogă, răzbunările sunt în vogă, răzbunările sunt în vogă, ura e în vogă. Stau doi la rând la spovedit și ălalt îi spune în soare, și te-ai băgat în fața mea. Parcă s-a terminat Duhul Sfânt la el și nu mai are pentru următorul să-l dezlege. Sau stau doi la parastas și îi spune, dar ce mi-ai luat mie locul din față de pe masă? Parcă acolo pe masă un mort, dacă e la margine, intră mai repede în rai și ăla care e mai în capul mesei, intră mai târziu. Deci sunt niște mentalități simple, dar care zgândăresc. În calitate de preot, nu stai să corectezi mărunțișurile, pentru că nu-ți permite timpul și nu-ți permite vremea. Dar le vezi, le observi. Și de ce constați aici? Constați că omul, deși vrea să fie credincios, nu poate să fie credincios. Deși vrea să fie vas ales a Duhului Sfânt, nu poate să o facă. De ce? Pentru că asemenea fariseului din Evanghelie, mai lesne vine să se raporteze la vecinul decât la el. Dar fii bun ca tine, fii blând ca tine, fii evlavios ca tine, fii cinstit ca tine, fii corect ca tine, fii demn ca tine, nu ca el. Ce treaba mea cu el? Cine e aproapele meu? Cel căzut între tâlhari. Tu trebuie să-i întinzi mâna, să-l pui pe asien și să-l duci la casa de oaspeți. Adică iei păcătosul de mână și te oprești cu el la biserică. Asta este voia lui Dumnezeu. Deci ortodoxia, pe cât este de liberă, pe atâta este și de condamnabilă. Dacă nouă ni se pare că trecem ușor prin ortodoxie, ni se pare că trecem că e blând și bun Dumnezeu cu noi. De aceea spune, tot în Catisma 7, și a zis Dumnezeu celui păcătos, nu mai lua așezământul meu de lege prin buzele tale, crezând că voi fi asemenea ție. Adică nu te culca pe ureche, că dacă Dumnezeu nu te-a pocnit și azi ai făcut un rău și mâine altul și poi mâine altul și poi mâine altul, e foarte interesant proverbul ăla românesc, dar bătrânesc. Te iartă Dumnezeu, dar și plătești. Adică în momentul în care va veni cândva o scadență, trebuie să fii bine pregătit pentru ele. Și mai întreabă câte o beată doamnă sau câte o beată creștină, părinte, m-am operat de două ori de cancer, sunt vai de capul meu, nu știu ce să mai fac. Zic, doar să te rogi, nu dispera, nu te întrista, nu te mâhni, nu ai pentru ce. Mergi cu fruntea sus înainte și asumă-ți riscul. Asta este direcția. Și da, părinte, dar parcă mă mai prăbușesc. Zic, da, de ce? E, dar știți că ca om am mai greșit și eu. Nu contează ce ai greșit. Acum trebuie să fii tare, să urci muntele, să vezi de pe creastă vârful răsăritului mântuirii și să-ți dai drumul în Valea Bucuriei. Pentru că dacă te ia deznădejdea și te mai gândești și că ai făcut un avort și că te-ai mai despărțit și că te-ai certat și că ai greșit și că te-ai mai enervat, nu câștigi nimic. Fruntea sus și cu Dumnezeu înainte. De aceea există acest
termen, a lega și a dezlega, a ierta și a dezlega și în cer și pe pământ, pentru că altfel nimeni nu se va mântui. Așa spune psalmistul, de vei căta la fără de legi, la tine este milostivirea, nimeni nu se poate mântui, pentru că păcatele noastre au depășit de mult mila lui Dumnezeu, dar nu și bunătatea lui. De aceea, Fecioara Maria, una din calitățile pe care a dobândit-o la tronul lui Dumnezeu, este și aceasta. A se ruga pentru noi păcătoșii permanent și a ne scoate din adâncul de păcate. De aceea spun, la limanul tău, Celin, alergând strig, către tine izbăvește sufletul meu și mă mântuiește. Sau către Născătoarea de Dumnezeu, cu o sârde să alergăm noi păcătoșii și smeriți, nu vom tăcea, spune noi nevrednice, puterile tale și așa mai departe. Sau ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată Născătoarea de Dumnezeu. A dobândit acest dar, a dobândit darul de a explica fiului ei următorul lucru. Fiule, sunt oameni. Sunt păcătoși, sunt slabi, sunt ticăloși. Eu vin din lumea lor, am trăit cu ei, i-am cunoscut, am mâncat cu ei. Înțelege-i. Și fiul spune, da, mamă, dar și eu am stat 33 de ani cu ei. Le-am vindecat bolnavi, le-am dat pâine, le-am vindecat șchiopii. I-am învățat legea. Și văd că o ignoră. Mai iartă-i și de data asta. De ce? Pentru că e plină de daruri, e plină de bunătate, e plină de iertare, e plină de îngăduință, e plină de înțelegere, dar mai vrea Dumnezeu un lucru categoric de la noi. Că te-a simțit că ești neputincios și am spus-o și o repet, niciodată nu va condamna Dumnezeu curva. Aia e treaba ei, o luptă patima, ea se plânge și se dă cu capul de păreți singură în casa ei. Dar pe viclean urăște Domnul. Când a venit femeia desfrânată să-i dea în cap cu pietre toți, Mântuitorul s-a apropiat că știa ce șleacă de nemernici vin să o omoare, cine era cu legea. Și a spus așa, care e cel mai curat din voi să arunce cu pietre? A plecat primul și a doilea și a treilea și a patrulea și n-a rămas niciunul. Și s-a apropiat de ea Mântuitorul cu o seninătate dumnezească și a zis, dar unde sunt pârâșii tăi? Nu știu, Doamne, ei dacă ei te-au iertat și eu te iert. Poftim. N-a spus, vai, curvă, treci în fundul iadului, cât iar arde focul pentru tine, nu? Dar, în schimb, cei ce au viclenit, cei ce au nedreptățit, cei ce au oprit plata slugii, cei ce au asuprit pe aproapele și pe văduva și pe sărac, cei ce au obidit pe cel sărman sau au făcut nedreptate celui neputincios, auzi ce spune, dreptatea săracului nu va pieri până în sfârșit? Și este un proverb, Dumnezeu întârzie, dar nu uită. Și atunci când vine pentru noi judecata socotelilor lui Dumnezeu, știți cine rămâne? Un singur răspuns. Conștiința. Și mi-a plăcut o afirmație interesantă făcută de Paul Evdokimov, că el a scris cel mai frumos despre Maica Domnului și a spus așa, oare ce-o fi simțit prima maimuță a lui Darwin când s-a văzut om cu conștiință? Întrebați-vă și voi, e temă pentru acasă. Dar zice, mai mult mă miră ce a simțit primul om când și-a dat seama că a ajuns în stadiu de maimuță. V-ați pus întrebarea? Iată, Fecioara Maria a venit în lume numai că să ne arate nouă că nu suntem niște maimuțoi înaintea lui Dumnezeu, ci avem dreptul de persoane, dreptul de mântuire, dreptul de eliberare, dreptul de îndumnezeire prin ce? Prin trupul Mântuitorului Iisus Hristos pe care l-a purtat și l-a sfințit și s-a sfințit și ia de trupul acesta îndumnezeit, adică de Dumnezeul om pe care ni l-a dat în dar să-l mâncăm ca să fim veșnici fii al lui Dumnezeu după har. Amin.